Bună seara! Da, greu. Ai dreptate, Ovidiu, că după autoizolare am mai pus vreo 2 kg. Da, greu și la propriu și la figurat. Eu trebuie să vă mărturisesc că am început negocierile cu Helmut să vină la emisiune înainte de pandemie. Da. Hai că vii, că azi nu pot, că mâine nu pot. Între timp am mai avut o operație. Sper că cu rezultate bune. Helmut, dacă eu am numărat bine, ai avut 8 operații? Oh, sau mai multe? Cred că le-am uitat în șirul. Au fost multe, chiar multe. La mână am avut vreo 5. După mai am pus și o proteză la genunchi. Am destul. Am vreo. Ajung. Dar, la genunchi ai o tijă, nu? Ești un fel nu, de... nu, am proteză. Ai proteză. La... Vine unul cu magnetul, ți trage genunchi. A, nu, păi când trec prin aeroport, toate aparatele alea. Da, și de 34 de ani iau zilnic în jur de 18-20 de pastile. Da. Bun, acum... Da, asta e viața, mergem înainte. Important e ca pastilele să-și facă efectul și să te simți bine, așa vă că arăți ca un actor de cinema. Mulțumesc. Deși ai împlinit și tu 60 de ani. 61. 61. Cum se vede viața la 61 de ani? Păi, e proverbul ăla, când te trezești dimineața și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Da. Mă cam dor e toate. E o vorbă care circulă. Dar mă ține... soția bine și asta mică îmi dă energia necesară ca să pot să ai o viață, zic eu, normală. Spune-mi altceva, ziceai că 34 de ani de la operația de anevrism de la mâna dreaptă, nu? Da. Care practic ți-a încheiat cariera de performanță, să zic așa, că ai mai apărat vreo 2 ani la vagonul Arad, nu? Da, mai și mult... atunci... pe riscul meu, nu știam că mă expun unui risc atât de mare. Am mai ajutat și eu atunci acolo, când erau meciuri mai importante, am mai intrat și eu în poartă. Dar, practic, la 27 de ani a trebuit să spun stop. Da, asta, cum să spun, chiar a fost un ghinion. Un noroc extraordinar că, datorită celor 4 penaltiuri, lumea știe istoria, n-are rost să mai pomenesc eu, a intrat în cartea recordurilor și ai câștigat o celebritate unică. Pe de altă parte și ghinion că la scurt timp după aia ai făcut anevrismul ăsta la mână, care practic ți-a lichidat cariera. Așa este. Și am mai avut un noroc. Noroc că nu s-a descoperit acel anevrism înainte de finală. Pentru că nu mai puteam să joc. Nu mai mă lăsau să evoluez în acel joc și atunci practic... nu mai da, reușeam nu mai să apăr acele penalturi. Altă istorie. Era altă istoria mea. Spune, dar cum ai descoperit anevrismul ăsta până la urmă? Înainte de Sevilla, cu câteva luni înainte, aveam amorțel la brațul drept. Dar scutura mâna și revenea. Am fost cu Marcel Georgescu, Dumnezeu să-l odihnească. Doctorul nostru, am fost la spitalul militar, mi-au făcut investigații, toată lumea a pus, bine, medicina nu era evoluată la standardele care sunt acum. Și toată lumea a pus pe seama unui reumatism, unei lovituri, dar nimeni nu s-a gândit că pot să am un anevrism acolo. Iar după finală și terminarea campionatului, am plecat acasă și am sărbătorit pe malul Mureșului și dimineața, cum s-a depus roa, că am stat până dimineața la un foc de tabără, am alunecat pe iarbă și am pus mâna în pământ și în momentul când am pus mâna în pământ, acel cheac de sânge s-a deplasat unde artera era mai subțire și a blocat și s-a albit brațul, dureri groaznice și asta a fost. Norocul meu a fost că doctorul din comună și-a dat seama de gravitatea... Asta fiind la Semlac, la Semlac, că eram la Semlac, da. Și-a dat seama de gravitatea problemei, m-a trimis la Arad, unde am avut șansa de a da peste câțiva medici fantastici, care au anunțat inclusiv secretarul de partid atunci de la Arad, care mai departe a anunțat Ministerul Apărării și ministrul Milea și cu Ilie Ceaușescu mi-au trimis un avion. Norocul meu era că era foarte aproape de evenimentul de la Sevilla. Da, erai pe val. Adică eram pe val, a fost norocul meu. Vorbea numai despre Duc Adam. Așa este și m-au adus la București,
în acea zi, după masă, unde mă aștepta generalul Cândea, Dumnezeu să o odihnească, profesorul, da, a murit și el anul acesta, care îl chemaseră din concediu, era într-un concediu de odihnă de la Alexandria și dânsul m-a operat.